Salut, eu sunt Sherry, este marți 5 iulie și este ora 4 și abia acum începem daily vlog-ul. M-am culcat pe la ora 6 dimineața și m-am trezit în urmă cu foarte puțin timp. Ia-i Magda acolo în pat, aici se randează daily vlog-ul de ieri. Magda, zi ceva, Magda. Probabil vă întrebați ce-i cu ranțogul ăsta al meu. Practic eu, ca să încep daily vlog-ul ăsta, am făcut o comandă pe Amazon de lumini și un Gorilla Pod și alte chestii. Și când am zis eu așa, bă, hai să-mi iau și un lanț de aur, că mi-a apărut pe undeva pe acolo, și am băgat și un lanț de bracat cu aur, dracu, nu știu, 6.000, prime. Și chestiile astea au ajuns prin serviciu de curierat, prin UPS, iar chestia asta a venit ieri la poștă cu aviz. Și astăzi am fost și am luat un lanțoc de aur de la poștă, de la vamă, în puii mei. Și gen, abia acum am dat seama cât de retardat sunt, așa-i Magda. Și noi o să ieșim mai încolo în oraș, să public și ăsta până una alta. Bă, noi mergem în oraș acum, însă din păcate cam nimeni nu vrea să iasă în oraș cu noi. Ok, deci suntem în lift, eu cu Magda ne-am asortat. O să mergem în Parcul Romanescu. Deși Parcul Romanescu probabil în momentul de față este o... ruină. O ruină, exact, pentru că avem o primăriță la Craiova care își cam bate joc de chestii. Dacă 60% din noi am votat PSD-ul și a ieșit din nou Orguța acum, după ce a făcut ce a făcut cu parcul ăsta, l-a băgat în renovare aiurea, ne merităm soarta. Mai stau 4 ani în orașul ăsta și după aia mă mut în București, nu mai îmi place orașul ăsta absolut deloc. Dar înainte de a merge în Romanescu, ne întâlnim cu Vlad. Vlad este vărul meu, este cel mai introvertit și nesimțit om pe care l-am cunoscut vreodată. Și nu mă place. Exact, și nu cred că o place foarte mult pe ea, nu contează. Apropo de motive pentru care orașul Craiova este nașpa, așa arată o pistă de bicicliști în acest oraș. Este mult prea mică și îngustă pentru a putea pedala ca lumea pe ea. Magda nu mai suportă Craiova, că aici e caniculă, iar ea acasă e aer de munte, în puii mei. Deci după călătorie cu taxiul, cel puțin interesant, alături de pe aer, cel mai cocalar om din Craiova. Bine, vorbesc eu care am un lanț la gâda. Fun fact despre Crăciun Alternativ, nu știu dacă câți ați văzut Crăciun Alternativ, noi am filmat secvențele de acum 2 ani din Crăciun Alternativ, le-am filmat în Romanescu și având în vedere principiul al călătoriei în timp utilizat, trebuia să ne reîntoarcem în locul în care am filmat și să le prefilmăm, numai că Parcul Romanescu a fost închis atunci, așa că am filmat în Grădina Botanică și am creat zăpadă digitală și a ieșit până la urmă ok. Dar Parcul Romanescu a fost deschis acum și nu cred că trebuia deschis, a fost doar o chestie de campanie electorală pentru că urât. Chestia asta e singurul lucru bun care a rămas din parcul ăsta. Ok, deci n-aș face asta de obicei, suntem pe o bancă în parc și pe mine mă sună foarte mulți oameni zilnic. Respectivele persoane care mă sună în momentul ăsta dau dovadă și de aroganță și... și începe mine să mă jure și eu, sărace, în caz că vreți să sunați... Da, în caz că vreți să sunați, ăsta e numărul. Ideea e că eu oricum o să-mi schimb numărul, pe un chiar m-a sunat să mă sune lumea. Bă, dacă chiar mă apreciați și asta, nu e o metodă ok de luat legătura cu mine să sunați, că nu o să răspund și avem Facebook, avem mail, avem alte chestii. Săracele, cât suferă, bă, cât suferă, bă, în privința, milă. În privința asta, deci, îi aiurea să sunați, orice ar fi. O închis? Sau nu, ah, s-o dat pe mut. E ok. Și dacă vă interesează să discutați cu oameni, puteți să sunați la 0737-041-646, nu, chiar m-am plictisit să... mă sude lumea și o să nu fac nimica. O chestie cu adevărat interesantă din parcul ăsta e copacul acesta. E copacul copilăriei mele. Aici stăteam cu vărul meu și fiind așa de deformat în puii mei, gândeam să ne facem ceva căsuță acolo în vârfe și am niște copii fericiți în Romanescu. Dar acum nu mai e. Niște oameni oricam stricat ceva ce a însemnat copilăria noastră și nașpa. David! Salut, David! Să vă uiteți fanul. Salut. Salut. Și de ce mă urmărești pe mine? De ce mă urmărești pe mine? Cum place. Bă, mă bucur. Bă, mersi mult că urmărești puștile și te mai aștept. Dacă e legătura cu el, dacă mai vrei o poză, un autograf, ceva, orice. Ciao. Pa. Ne mai auzim, pa. Pa. Un parcul acesta este un rahat total. O să mergem în casa Berry pentru că nu suportăm. Nu. Nu înțeleg cum a putut cineva să strice natura în asemenea hal și sper că ce s-a întâmplat aici e reparabil. Sticle de bere pe jos sunt foarte multe gunoaie în general. Dar înainte de a pleca, dăm o tură pe la grădina zoologică, pentru că așa vrea Magda. Nu suport chestia asta. Primul rând pute, în al doilea rând nu suport faptul că sunt animale în captivitate, că n-avem de ce să ținem animale doar ca să ne distrăm noi, știți? E, efectiv, asta nu pot să suport. Să închizi niște animale, niște cuști pentru propriul nostru divertisment ca oameni. Mi se pare un egoism din ăsta dus la extrem, da? Na. Strada Ana Ipătescu numărul 7, iar Magda nu mai poate să meargă pe jos. Chemăm taxi pentru tine. Nu ziua, dar...
Înainte de a încheia și această zi și acest daily vlog cu acești oameni super faini în spatele meu, vreau să discut despre chestii care pe mine cel puțin m-au deranjat oarecum. Dă-te din cadru că e discuție serioasă aici. Foarte mulți care au zis că, bă, că cu Magda, că tu faci vlog-ul numai cu Magda, că ne-am săturat, că e cringe, că e penibil, că nu știu. Eu nu fac numai daily vlog-uri, dar astea fiind daily vlog-uri, eu vă povestesc despre cum e viața mea în viața reală. Și dacă Magda e foarte mult în viața mea acum că a venit la Craiova, n-o să mă abțin să o bag în daily vlog-uri dacă voi v-ați săturat de ea. Trebuie să înțelegeți că eu nu fac numai daily vlog-uri, dar ce am postat ieri și ce postez azi, îs daily vlog-uri. Daily vlog-uri pe care eu le fac de dimineața până seara și povestesc viața mea. Și cam asta se întâmplă în viața mea, în puii mei. Se pare normal. O să rețin urmă. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Păi în cazul ăsta hai și tu că te duci la institut. Această zi absolut minunată, ne întoarcem și noi acasă, cât e 10:30. Ziua asta a fost atât de confuză, deci efectiv nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat 90% din timp. Am fost în Romanescu și nu ne-a plăcut Romanescu. Și după aia ne-am întors, ne-am dus în casa Berica, în local din Craiova. După aia ne-am dus pe stradă, am făcut eu niște timelapse-uri, am început să râdem ca tâmpiții. După aia... Încă o zi în compania acestei minunate domnișoare, Magdalena Guga Rusian. Magdalena Guga nu e franțuzoaică, însă mie îmi place să-i spun Magdalena Guga Rusian, pentru că sună mișto. Ce părere de asta? Deci, nu se începe cu deci, fac. O să vă vină să credeți ce facem noi aici. Deci ne uităm la filmulețe cu mine când eram extrem, extrem de mic. Este aproape ora 12, deci este timpul să încheiem și acest daily vlog, ziceau Magda. Vă mulțumim că ați fost cu noi încă o zi, vă mulțumesc că luați parte și vă mulțumesc că vă place această serie. Am văzut feedback foarte pozitiv la vlogul de ieri, o să continuăm cu seria asta, dar nu o să facem numai asta, o să facem și alte chestii foarte, foarte șmeche. Dar deoarece este acest daily vlog, e aproape filmat, v-aș vrea să dați un pumn buton în direct, să dați un share pe Facebook, chiar mă aștept foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut-o să vă abonați, eu m-am dus. Ba! În momentele ce urmează, Vlad o să ne explice ce vrea să facă și de ce. Spune, Vlad. Spune-mi. Vreau să fac pișul. Unde? Unde? Da, unde? La boschet?